Polițiștii și jandarmii sunt cu ochii în patru. 15 persoane care voiau să ajungă pe litoral cu substanțe interzise au fost oprite în gara de nord din capitală. Printre indivizii prinși de autorității se numără și 5 cetățeni străini. Numai puțin de 15 persoane care voiau să petreacă pe litoral au fost prinse de polițiști și de jandarmi în Gara de Nord din capitală în timpul unei operațiuni de depistare a substanțelor psihoactive. Printre cei prinși se numără doi tineri timișoreni în vârsta de 21 și respectiv 25 de ani, care au încercat să scape de controlul polițiștilor. În cele din urmă însă, ei au fost reținuți, iar la un control amănunțit, polițiștii au constatat că aveau asupra lor pastile Ecstasy și Xanax, altă persoană deținea numai puțin de șapte cutii de Xanax, precum și șase pastile dintr-un medicament pentru anxietate. Însă tânărul nu a putut prezenta o rețetă pentru acestea. Alți câțiva suspecți au fost prinși cu multiple pliculețe cu o substanță de culoare albă și zeci de pastile de ecstasy și cu metanfetamină și marihuana. Potrivit G4 Media, printre suspecții prinși se numără și doi cetățeni britanici și trei persoane din Ungaria. Pe numele celor 15 persoane au fost redactate acte de sesi și urmează să fie preluate de instituțiile abilitate în vederea demarării de cercetări. Este încă neclar dacă persoanele în cauză erau traficanți de droguri sau dacă dețineau substanțele pentru consum propriu.